primul rând vreau să vă spun că este o victorie extrem de importantă în cariera sportivului Crețu Denis. Aseară în Estonia, într-o gală profesională de excepție, Number One Fight Championships, sportivul nostru a învins în lupta împotriva estonianului. Deci vreau aici să menționez că Denis recent s-a întors din Italia, de la campionatul mondial, unde de asemenea ne-a bucurat cu medalia de aur. Cei ce ține de victoria de aseară sunt primii pași care îi face în cariera sa profesionistă. Și având un adversar destul de experimentat, destul de bun, am reușit să învingem. Vreau în primul rând să-l felicit, să-i urez succes în continuare. Sperăm să fie într-un ceas bun și noi înțelegem că ne așteaptă un drum lung de parcurs, dar această victorie este extrem de importantă pentru noi. Deci cei ce ține de planurile pe viitor, în primul rând, chiar luna aceasta avem Cupa Clubului, unde vom scoate în evidență lotul care va participa la Campionatul Republicii Moldova. Pe data de 21 decembrie va avea loc Campionatul Republicii Moldova la lupta națională Voievod și o competiție care este la fel de importantă pentru noi, se va petrece pe data de 7 decembrie în România. Merge vorba despre o gală semiprofesionistă. Aici vom avea doi sportivi care ne va prezenta Federația Voievod și în special Clubul Maximus. Merge vorba despre Țapu Denis, care va evolua la categoria de 70 de kilograme și sportivul Bernat Ian, care va evolua la 67 de kilograme. Sperăm să învingem și în această luptă și să finisăm anul 2019 cu succes. A fost destul de greu, adică un adversar pe măsură, dar în fine am câștigat, adică cu multă muncă, zi de zi, și asta a fost rezultat depus în fiecare zi care l-am făcut. Asta o dată vadă de muncă, de dorința de a câștiga și de a învinge. Mai departe vreau doar mai mult înainte și cu ajutorul Domnului sperăm că să fie victorii doar mai mari și mai mari.